Hello, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu review-ul tabletei Sony Xperia Z2 Tablet, după părerea mea cea mai performantă tabletă cu Android de pe piață. Tableta a fost primită în test de la magazinul F64, care o vinde la prețul de 2299 de RON. Dar după cum am spus și în unboxing, cei de la F64 au o ofertă foarte interesantă. Oferă tableta, oferă husa oficială Sony în valoare de 219 RON și încă un card micro SD de 32 de GB în valoare de 99 de RON, toate acestea costând 2299 de RON. Acum haideți să vorbim despre design prima dată. Z2 Tablet de la Sony este printre cele mai subțiri tablete de pe piață. Avem doar 6,4 mm. Dacă o punem lângă un iPhone 5 de exemplu sau un Galaxy S5, ne putem da seama cu ușurință cât de subțire este tableta. Și nu doar cu grosimea se laudă Sony, se mai laudă și cu greutatea acestei tablete, care are doar 439 de grame, lucru care o face mai ușoară și decât un iPad Air, care are 469 de grame. Și că veni vorba de iPad, a început să-mi placă mai mult tableta Z2 de la Sony decât iPad-ul Air sau 3. Când spun asta nu mă refer neapărat la design, dar și la specificații. Într-adevăr, iPad-ul Air are o arhitectură pe 64 de biți, care mărește foarte mult viteza, dar și așa Sony, după părerea mea, întrece iPad-ul la putere. Un lucru de menționat ar fi că tableta celor de la Sony are 3 GB memorie RAM, pe când iPad-ul Air are doar 1 GB memorie RAM. Pe spate avem această textură cauciucată, mată, păstrează foarte multe amprente. Avem bineînțeles inscripția Sony și Xperia, logo-ul NFC pentru că tableta dispune de NFC, camera de 8,1 megapixeli, care sincer nu sunt tocmai impresionat de ea, mă așteptam ca Sony să pună o cameră mai bună pe device-urile sale. Camera filmează Full HD cu o rezoluție maximă de 3264x2448 de pixeli. Camera de pe față, având 2,2 megapixeli și filmează 1080p cu 30 de fps. O cameră destul de bună, deci la capitolul cameră pot spune că de data aceasta a câștigat iPad-ul Air, care are o cameră de doar 5 megapixeli, dar parcă sunt mici diferențe la claritate. Avem 3 GB memorie RAM, varianta pe care o am eu în teste este una de 16 GB, dar poate fi găsită și în varianta de 32 de GB, acum mă refer la memoria internă. În partea de sus, dacă ținem tableta în modul Portrait sau în laterala stângă, dacă o ținem în modul Landscape, avem butonul din metal care este destul de mult în evidență și făcut în așa fel să reziste la apăsări infinite. Lângă el avem bineînțeles butoanele de volum din aluminiu care dau senzația că sunt ușor curbate. Pe laterală dreaptă nu avem nimic, jos din nou nu avem nici altceva decât un conector pentru fel și fel de accesorii pe care Sony le pune la dispoziția cumpărătorului și bineînțeles jack-ul de 3,5 mm. În partea de sus avem un microfon, un port infraroșu pentru că putem folosi tableta ca telecomandă pentru aproape tot ce avem prin casă, un alt plus față de iPad. Lângă acest port infraroșu mai avem două capace care acoperă portul micro USB pentru încărcare și transfer de date, iar sub celălalt capac avem un slot micro SD care suportă până la 64 de GB. În varianta cu 4G avem lângă slotul micro SD încă un slot micro SIM, vedeți acolo lângă slotul micro SD că mai este un loc. E bine, eu am varianta doar cu Wi-Fi, deci nu merge să îi pun micro SD. Și da, vă întrebați de ce avem aceste capace pe porturi? Răspunsul este foarte simplu, avem de a face cu un produs Sony și asta înseamnă că tableta este rezistentă la apă și praf. Și da, avem certificat IP58, nu 57, 58, adică rezistentă la apă și praf. Marginile, bineînțeles, imită foarte bine metalul, dar sunt tot din plastic, într-adevăr este un plastic de bună calitate. Înainte de a încheia cu exteriorul, aș vrea să vă arăt și husa pe care Sony o pune la dispoziția cumpărătorului. Este o husă care poate susține tableta în modul landscape, astfel încât experiența video a utilizatorului să fie una de cea mai bună calitate. Husa este făcută dintr-un fel de cauciuc și piele sintetică, partea care vine pusă pe tabletă fiind făcută dintr-un plastic foarte fin. Bineînțeles, tableta are funcția de blocare și deblocare atunci când închidem sau deschidem husa. Un punct plus față de husele celor de la Apple, și acum nu pot spune că husele din piele de la Apple nu sunt bune, dar cu timpul se deteriorează foarte mult, adică dacă aveți culori deschise, husa va începe să se negrească pe margini și în locurile cele mai atinse. Husa de la Sony pare să nu se deterioreze atât de mult cu timpul. Bineînțeles, ambele huse au funcția de blocare și de blocare a ecranului. Cam atât cu exteriorul, acum să trecem și la interior. Păi este foarte simplu la interior. Avem un procesor quad-core de la Qualcomm, tactat la o frecvență de 2,3 GHz cu 3 GB memorie RAM și da, este aceeași platformă ca pe Galaxy Note 3. Avem o baterie de 6000 de mAh litiu polimer care promite să ofere 1240 de ore în standby, este incredibil, și 13 ore în convorbiri în cazul variantelor cu 2G și 3G. Poate oferi până la 188 de ore ascultând muzică. Deci eu personal nu mai cunosc o tabletă care să oferă autonomie atât de bună, deci încă un plus față de iPad. Avem Bluetooth versiunea 4.0, avem giroscop, senzor de proximitate, toate funcțiile pe care le regăseam până acum pe smartphone-urile de top, le regăsim și pe această tabletă. Ecranul este incredibil, pe lângă faptul că este foarte mare, are 10,1 inch, dar este și de o calitate extraordinară. Este un ecran de la Sony, Bravia, Triluminos, cu o rezoluție de 1200 pe 1920 de pixeli și cu aproximativ 224 de pixeli per inch. La capitolul gaming, Xperia Z2 Tablet este bestială, nu doar că oferă o experiență uimitoare utilizatorului, dar stă și foarte comod în mână. Grafica este excelentă, nimic de reproșat, dar un minus ar fi difuzorul care, după gustul meu, este cam slab. Cum ne apropiem de sfârșitul review-ului, am zis să facem și un benchmark, de fapt mai multe benchmark-uri, ca să vă arăt ce poate tableta. Deci tableta Sony Xperia Z2 Tablet a obținut un scor de 32.655 de puncte în AnTuTu, iPad Air-ul a obținut un scor de 29.703 tot în AnTuTu, iar în 4G Mark Sony a obținut un scor de 16.134 de puncte, iar iPad-ul un scor de 12.701 puncte. Deci da, cam asta a fost. Mie sincer îmi place foarte mult această tabletă, mă refer și la design și la specificații și nu m-aș mira ca în câteva zile să devină tableta mea principală. Le mulțumesc încă o dată celor de la F64 Studio că mi-au trimis această tabletă în teste. Noi ne auzim în videoclipul următor, care este foarte posibil să fie un concurs. Aștept idei cu ce să ofer la concurs. Dar până atunci nu vă împiedică nimeni să dați like, share și subscribe. Mă ajută foarte mult. Pa!